Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Sper că vocea mea este bună, pentru că eu acum filmez luni. Duminică am fost la o nuntă și am făcut exces de gheață și sper că vocea e cât de cât ok, da? Bun, ziua de marți, spuneam eu și în previziunile pentru această săptămână în cere bonus că este o zi puțin tensionată, este o zi puțin ciudată. Suntem sub spânzuratul care ne determină să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și bineînțeles că simt eu aici să transmit că anumite blocaje se pot amplifica în ziua de marți, însă atenție, este important de menționat faptul că ele au și o rezolvare. Deci e ca și cum suntem puși la colț, suntem puși la limită, da? Ni se arată care e limita, ni se arată pe unde ne îndreptăm și ni se arată și soluția, asta e important. Deci e acel moment în care universul, divinitatea ne pune la colț dintr-un anumit punct de vedere, tocmai da, pentru a ne arăta un adevăr. Se pot clarifica multe lucruri și bineînțeles că acele situații care au fost blocate foarte mult timp, acum ele da, pot merge într-o direcție mult mai pozitivă de atât. Atunci ele, să spun așa, se pot debloca pentru că da, putem să găsim soluții sau se întâmplă lucruri în general în lume. Suntem scoși din zona de confort, este adevărat, toată lumea va fi scoasă, dar nu este într-un sens negativ. Asta e important de menționat. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Vă reamintesc că avem și o lună nouă vineri dimineață, lună nouă care este în Fecioară, care este ca un fel de resetare, am spus eu, pentru toți. Dacă n-ați văzut deja filmările pentru această săptămână, vă invit cu drag să o faceți, sunt publice, sunt pentru toată lumea. De asemenea, vă invit și la previziunile pentru luna septembrie, dacă sunteți curioși să vedeți ce mai urmează. Bun, și acestea fiind spuse, cred că începem cu zodiile. Să vedem dacă mă lasă pisica. Și începem cu zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi ziua vine cu tot felul de surprize, mai ales în a doua parte, care au legătură cu prieteni, cu bani, care au legătură cu starea voastră de confort, cu ceea ce îți place, ceea ce nu îți place. Atenție puțin în eventualele tensiuni care pot apărea în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, pe tot ceea ce ține de afaceri și v-aș ruga să fiți atenți pe tot ceea ce ține de risc și de speculații financiare. E foarte, foarte important acest aspect pentru voi în mod special. De asemenea, undeva tot marți este o zi în care veți fi prinși pe tot felul de lucruri și, așa cum spuneam eu, marți seara puteți să aflați și un adevăr sau să aveți parte de o conștientizare. Nu este o zi bună să mergeți la o întâlnire de dragoste sau să vă... știu eu, sau să vă programați ceva. Hai să vedem, dragi berbeci. Prima carte a ieșit Regina de Cupe, apoi avem Doi de Spade. Da? Regina de Cupe vorbește despre o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Și văd aici că este o zi în care ții foarte mult emoțiile în tine. Nu văd să comunici foarte mult, dar bineînțeles că unii berbeci cu siguranță aveți de luat și decizii importante. Următoarea carte este Arcana Majoră Turnul, care spuneam eu că este reprezentativă pentru această lună septembrie din acest an. Turnul, să știți că vine cu o eliberare. Da? În sfârșit te eliberezi de ceva anume, afli o veste sau apar niște situații prin intermediul cărora tu te poți debloca. Și vezi că este vorba despre... fie o persoană pe care tu o respecti foarte mult, fie este vorba despre o relație stabilă, da? Poate să fie și o prietenie, deci nu e neapărat de dragoste. Ultima carte pentru tine este Arcana Majoră Magicianul. Se pare că astăzi tu îți vei pune toate resursele în aplicare, da? Vei vedea exact tot ceea ce ai la îndemână și vei acționa. Poate să fie și o zi, dragi berbeci, în care voi veți fi cei care luați atitudine privind o relație, privind un eveniment, poate chiar, cine știe, vă pregătiți pentru ceva important. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este o zi intensă. Da? Este o zi intensă în care vedeți că pot apărea mici, mari tensiuni legate de casă, de familie, legate de viața privată. Este un moment în care vi se cere să vedeți un adevăr și este un moment în care vi se cere să abordați lucrurile într-un mod diferit.
E ca și cum apare o responsabilitate acolo, apare ceva care vă scoate pe voi din zona de confort și vă determină să fiți ceva mai dinamici. Nu este neapărat ceva negativ, cu siguranță unii tauri sunteți voi cei care luați atitudine privind o anumită situație. Da? Însă fiți puțin atenți acolo cu Uranus din zodia voastră, pentru că puteți să faceți lucruri mai nebunește decât de obicei. Poate este o zi în care unii tauri o să vă surprindeți și pe voi cu lucrurile care se petrec. Hai să vedem. Și a început 6 de cupe, prima carte, și bineînțeles că este o zi în care, atenție, trecutul poate să bată la ușă pentru tine. Fie că îți vin ție în minte tot felul de persoane din trecut, fie alți tauri chiar intrați pe bune în contact cu astfel de oameni. Și avem arcana majoră puterea, 2 de monede, o conexiune cu zodia leu pentru unii tauri. O zi în care sunteți oarecum provocați, dar de trecut. Sau pentru unii tauri poate să fie o zi cu foarte multă pasiune și foarte, foarte multă atracție față de cineva, față de ceva. Nu. Următoarea carte, 4 de bâte, aveți o petrecere, aveți o întâlnire cu niște prieteni, cu niște persoane dragi vouă. Tot 4 de bâte, să știi că poate să însemne pentru tine și o întâlnire cu persoana iubită, o întâlnire cu cineva sau uite, ceva frumos care se întâmplă undeva pe la amiază. Iar ultima carte este 4 de spade. Te văd aici puțin temător în legătură cu o situație, dar pe de altă parte este o zi în care odihna, da, chiar ți-ar fi foarte favorabilă. Și poate e acel moment în care ți se cere să nu mai controlezi lucrurile, ci pur și simplu să lași totul să se așeze în viața ta. E foarte important acest aspect, pentru că Uranus acolo nu prea ne lasă, dragi tauri, să fim noi în control foarte mult. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, în primul rând este o zi în care ar fi bine să vă odihniți. Da? Pot apărea tot felul de lucruri ciudate legate de vecini, legate de rude, da? Drumuri neprevăzute care pot apărea, dar și vești pe care le primiți. Poate sunt vești pe care le așteptați de mult timp și care apar și care vă oferă așa niște senzații tari. Și acum fie sunt tensiuni, fie sunt lucruri pozitive. Pe de altă parte, dragi gemeni, vedeți că undeva marți seara puteți să aveți o discuție în urma căreia să conștientizați un lucru foarte important. Unii gemeni sunteți surprinși undeva în a doua parte a zilei de marți de un mesaj, de un apel telefonic, de un e-mail, de un adevăr pe care îl aflați sau de o conștientizare pe care pur și simplu o aveți. Este o zi neapărat negativă pentru voi, însă v-aș recomanda să încercați pe cât posibil să vă mai și odihniți, că v-ar ajuta foarte mult acest aspect. Da? Magicianul, prima carte, e ceva din trecut care iese la lumină, ceva ce iese la suprafață. Și avem regina de bâte, magicianul, o conexiune cu zodia leu, berbec, săgetător, poate și zodia fecioară pentru unii gemeni. 7 de spade, da? E ceva aici legat de o inamică, de un inamic, un rival, o rivală. Dragi gemeni, magicianul aici spune că este o zi în care aveți parte de o conștientizare și încercați să vă concentrați pe voi, să vedeți exact toate resursele pe care le aveți la îndemână și să acționați. Următoarea carte, regele de spade, foarte interesant, este energia ta sau poți avea legătură și cu altă zodie de aer, precum balanță sau vărsător. Energiile astea de aici, să știți că nu fac casă bună împreună acum, ca să fiu sinceră, dar este important, dragi gemeni, să vă ascultați intuiția și cu siguranță unii dintre voi aveți niște planuri așa foarte bine puse la punct de ceva timp, planuri care de ce nu acum se pot materializa sau cine știe, acum își pot schimba direcția, că e posibil și acest lucru. Aveți voi un plan în minte și acum aflați ceva care vă dă puțin peste cap. Ultima carte, Cavalerul de Spade, deci este o zi cu foarte mare surpriză pentru tine. O zi în care vei reacționa într-un mod ciudat, dar știi cum, este și o zi în care ai o intuiție maximă și poți să vezi prin oameni. Tot Cavalerul de Spade în acest context poate să spună și despre acel moment în care foarte rapid, da, cuiva este porumbelul pe gură. Da?
cineva dă drumul la niște vorbe și nici măcar nu își dă seama când le-a spus ce a făcut. Este o zi în care tu vei fi foarte, foarte surprins. Da? Ceva se deblochează, simt eu, foarte rapid pentru tine, dar atenție, este și cu foarte multe dezvăluiri sau conștientizări. Zodia Rac. Dragi raci, astăzi e bine să fiți puțin atenți pe bani, pe partea de alimentație, dar și pe relația cu colegii de la locul de muncă, pentru că da, unii e posibil să nu vă simțiți foarte apreciați de către aceștia sau să vi se schimbe așa peste noapte un plan de viitor. Unii raci e ca și cum intrați în contact cu niște colegi, cu niște persoane pe care nu le-ați mai văzut de ceva timp și bineînțeles că undeva spre seară aveți parte de o surpriză legată de zona de online, legată de un grup de oameni din care faceți parte. Poate să fie și o surpriză privind situația voastră financiară, da? Pot apărea niște cheltuieli sau pentru alți raci poate să fie un moment în care vă schimbați voi planurile de viitor. Da? Pentru că da, unii raci cu siguranță mai aflați un adevăr, mai aflați niște lucruri care, să zic eu, vă lasă așa destul de surprins. Este o zi a adevărului, acum ce să facem? Da. Ziua adevărului. 9 de monede, 10 de băte. Exact ce spuneam, dragi raci. Unii e ca și cum vă simțiți aici. Cum să vă spun? Obosiți, da? Vă simțiți solicitați, vă simțiți folosiți, poate, nu știu. 9 de monede și 10 de băte înseamnă multă muncă și în același timp și recompensă, dar pentru unii raci e ca și cum spuneți, băi, parcă lucrez prea mult sau pun prea mult suflet în chestia asta și nu se întâmplă nimic. Da? Nu se întâmplă nimic. Unii, nu știu, poate aveți niște cheltuieli, să spun că vine o factură, că ați dat o comandă și ați uitat de comandă și acum vine comanda și trebuie să plătiți produsul. Depinde de fiecare. Următoarea carte, 3 de spade, este un moment aici în care vrei să stai așa puțin singur și să-ți dai seama ce te doare și să-ți dai seama ce îți face bine. Și asta e ok. Iar ultima carte, Marea Preoteasă, un secret pe care tu îl afli astăzi, dar Marea Preoteasă îți spune clar că și tu ai o intuiție extraordinar de bună în ziua de marți. Foarte bună. Ai o discuție aici cu cineva foarte sinceră. Iar alți raci vă revedeți cu anumite persoane și aveți parte de tot felul de conștientizări, care mai de care mai drăguțe. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi este o zi în care sunteți în centrul atenției. De asemenea, vedeți că pentru voi e cu surprize ziua de marți, în mod special dacă discutăm de relația cu persoana iubită, o relație de afaceri, eu poate e ceva legat de un parteneriat. Da? Unii lei cu siguranță sunteți surprinși de o decizie sau de un e-mail, de un apel telefonic, de un mesaj. Poate e ceva legat de șeful vostru, poate e ceva legat de o persoană importantă din viața voastră. Deci se întâmplă tot felul de lucruri astăzi și bineînțeles că sunteți prinși pe tot felul de activități. Cu siguranță unii lei vreți să vă afirmați, vreți să spuneți cine sunteți, vreți să, poate chiar să înfruntați o anumită chestie. Însă atenție, dragii lei, că pentru unii pot apărea mici mari tensiuni în relația cu autorități. Șase de cupe și Marea Preoteasă. Șase de cupe, uite, poate să însemne și un moment în care trecutul revine. Poate aștepți o veste, poate pe muncă, poate pe dragoste, în general. E ceva important pentru sufletelul tău și aștepți de mult timp și acum în sfârșit posibil să vină. Avem șapte de monede, următoarea carte, deci niște bani care îți pot veni sau este un moment în care reanalizezi puțin trecutul, poate te revezi cu un fost șef, un fost colaborator, cu o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult timp. Ultima carte, doi de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție, poate să fie și o întâlnire romantică pentru unii lei, dar de asemenea putem să discutăm și despre un drum pe care îl faceți undeva, vă vedeți cu cineva, vă vine cineva în vizită, primiți o veste de undeva de la distanță, dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Foarte frumos. O zi așa în care totul e mai ascuns, mai liniștit. Zodia Fecioară.
Dragi fecioare, o zi în care v-aș recomanda foarte mult o odihnă, încercați să nu exagerați cu absolut nimic. Pentru voi este un moment de conștientizare, da? Privind sănătatea, privind studiile, privind locul de muncă. Este un moment al adevărului. E ca și cum în sfârșit se vede ceva foarte clar. Pe de altă parte, dragi fecioare, este un moment în care fie și voi sunteți implicați, pentru că reluați o discuție, spuneți ceva și vă treziți cu o reacție foarte ciudată din partea unor oameni. Încercați să vă ascultați foarte mult intuiția undeva în a doua parte a zilei de marți, pentru că da, bineînțeles, puteți avea parte de vești extrem de frumoase. Și de asemenea, dragi raci, undeva în prima parte a zilei de marți, vedeți că puteți să rezolvați niște chestiuni importante, dar e cu mici mari tensiuni legate de un proces, de niște acte, de casă, relația cu rudele, deci e ceva acolo interesant. Însă, repet, ziua de marți e bună pentru voi să vă odihniți, să meditați, să stați acolo voi cu voi. Da? E ca și cum sunteți oarecum puși la studiu, fără voia voastră. Asul de monede, împăratul, o conexiune cu zodia berbec, o dovadă fizică pe care cineva ți-o oferă, o veste legată de bani, văd aici, poate o nouă persoană pe care o cunoști sau o veste pe care o primești din partea unui șef, din partea unei persoane cu autoritate asupra ta, poate să fie și cineva din familia ta, poate să fie cineva din cercul tău de prieteni. Regele de cupe, următoarea carte, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este și o zi în care ești mult mai sensibil, spuneam eu, decât de obicei, iar unii cu siguranță aflați o veste privind o problemă de sănătate, privind rudele, privind sufletul vostru. Apoi avem 8 de monede, este o zi în care ești prins pe muncă, faci acolo tot felul de activități, dar doar că la un moment dat renunți la ceva anume. Fie ți-ai propus să faci ceva, și marți seara se întâmplă ceva și nu mai reușești să faci curățenie, să faci mâncare, să te duci la cumpărături. Deci nu vă gândiți că sunt chestii acum fantastice, că sunt interpretări zilnice. Da? Pentru unii pot fi lucruri importante, dar pentru alții sunt chestiuni aparent banale. Pe de altă parte, unii e ca și cum spuneți, uite, hai, lucrez la ceva, vreau să-mi vindec sufletul, vreau să-mi vindec trupul, vreau să vindec tot, dar e nevoie, dragi fecioare, să lăsați ce nu merge în urmă. Da? Fie într-o relație să vă întoarceți cu spatele, să dați uitării tot ceea ce n-a fost bun și să spuneți gata, iertăm și mergem mai departe, că e nevoie și de un compromis pe chestia asta, că nu e nicio relație perfectă, oricât de mult ar poza unii în relația perfectă. Nu există așa ceva și voi știți foarte bine la ce mă refer. Nu fac probleme, mai ales voi. Pentru alții spuneți gata, uite, renunț la prietenia asta, renunț la parteneriatul ăsta, renunț la ce mi-am propus. Poate unii renunțați la niște idei vechi. Zodia balanță. Dragi balanțe, prima parte a zilei poate să vină cu niște lucruri ciudate privind sănătatea, privind munca, privind niște acte, un proiect, ceva acolo vă stresează pe voi, parcă și noaptea vă stresează, vă gândiți la ceva, nu știu, așteptați un răspuns sau vreți să rezolvați ceva anume, pentru unii e ceva legat de acte, de un contract, de o sumă de bani, apar tot felul de lucruri. Și bineînțeles că undeva marți, spre seară, aveți parte de o surpriză privind viitorul unei povești de iubire, privind viitorul unui proiect, viitorul unei prietenii. Vedeți voi, sunt niște lucruri care se reiau și pentru unii e ca și cum se află un adevăr sau fie voi nu mai puteți, spuneți gata, ăsta e adevărul, ăsta sunt, asta vreau și spuneți lucrurilor pe nume. Pentru alții vedeți că există riscul, mai ales pentru balanțele care aveți chestii ascunse, există riscul să iasă la suprafață, dar e spre binele vostru că universul ăsta nu ne vrea răul. Da? Poate să fie și un moment de nebunie, spui gata, fac nu știu ce lucru, așa deodată marți seara, stai liniștit și spui gata, mă apuc și sun prietenul respectiv și merg în direcția respectivă. Sau, nu știu, vă îndrăgostiți, da? Pentru unii în relația de cuplu poate să fie un moment pasional, pentru unii e un moment tensionat, dar când spun tensionat e ca și cum te vezi cu cineva și ai mari emoții și normal că ai tensiuni, da? Deci nu e neapărat că vă certați sau nu știu eu ce. Pentru unii, da, pot apărea și astfel de lucruri.
A venit și pisica la zodia voastră. E concentrată la frunzele astea care cad, dar sperăm să nu sară, că am mai făcut așa. Nu. A fugit, s-a urcat în copac. Cam așa și voi. Deodată vedeți ceva interesant și pac, ați sărit. Sunteți foarte dezinvolți. Da? Se deblochează ceva pentru unii, ceva care tot stagna acolo de mult timp. 6 de bâte, 2 de spade. E o bucurie aici pentru sufletul tău, o petrecere, o întâlnire cu niște prieteni, cu niște persoane dragi ție. 2 de spade poate să însemne și o decizie importantă pe care tu o iei. Da, se urcă și motanul în copac. Deci e ca și cum te urci cu cineva așa undeva. Vă duceți sus, spuneți gata, ne luăm de mână și mergem în lumea noastră. Următoarea carte, Justiția, este cartea ta și este clar o decizie importantă pe care tu o iei astăzi, dar și faptul că ceva începe să se clarifice. Următoarea carte, 9 de cupe, o bucurie pentru sufletul tău, mulțumire, împlinire și tot 9 de cupe, să știi că înseamnă și acel moment în care, uite, te bucuri de un proiect, de un copil, de o întâlnire cu niște oameni dragi ție. 9 de monede, e și cu bani, deci îți vin bani sau e cu apreciere, te simți tu apreciat, te simți bine. E ca și cum alegi plăcerea. Nu uităm că Venus, guvernatoarea ta, e îmbrățișată cu Juno toată luna septembrie și chiar, bine, se mai ceartă la chiar săptămâna asta cu Jupiter. Probabil deja simți chestia asta, dar acum, oricum, relațiile, asocierile, parteneriatele, toată zona asta e foarte intensă pentru tine. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, prima parte a zilei, cel puțin de dimineață, chiar și noaptea aia de luni spre marți, puteți să simțiți așa o tensiune privind o relație importantă din viața voastră, relația cu un copil, relația cu persoana iubită, poate este o relație de afaceri, poate este o relație cu o persoană dragă vouă și vedeți voi, e un moment în care fie voi vă duceți cu gândul la cineva din trecut, fie așteptați un răspuns și e o perioadă în care răspunsul ar trebui să apară. Vedeți că marți seara apare o surpriză și apare o mică mare tensiune, da, legată de partenerul de viață. Vedeți că sunt chestiuni care se reiau, dar pentru unii scorpioni este un moment în care și voi veți lua atitudine și veți spune, băi, gata, știu cine sunt, știu ce vreau, acționez. Și așa cum v-am spus, dragi scorpioni, vedeți că săptămâna asta cam vă ieșiți din minți, da? În sensul în care vreți liniște, vreți pace, spuneți gata, nu mai vreau, punct, vreau liniște, vreau pace, vreau să fac ceva cu viața mea, da? Vreți să coborâți de undeva de sus, vreți să ieșiți de acolo. Pentru unii, bineînțeles că pot apărea chestiuni ciudate legate de niște acte pentru casă, poate e ceva legat de un teren, de relația cu membrii familiei pentru alți scorpioni. Deci se întâmplă lucruri, dragi. Da, pisica mi-a dat pălăria de vrăjitoare, pe care, dacă știți voi că am făcut inaugurarea decorului acesta prin octombrie anul trecut. Da, cred că era în sezonul vostru. Da, era în sezonul vostru. Și mi-a dat pălăria jos și se joacă cu ea. Cam așa și voi, e ca și cum spuneți, băi, gata cu vrăjerile, gata cu chestiile astea, hai să vorbim serios. Și avem 5 de spade și cavalerul de bâte. Dragi scorpioni, fie voi vreți ceva serios, vreți ceva stabil și voi enervați și spuneți, băi, da, gata, dar chiar stau aici și îmi pierd timpul. Mergeți după pasiunea voastră, mergeți după ceea ce vă place. Pentru unii scorpioni, posibil chiar să fie un moment în care să vă urmăriți voi propriul interes într-o situație și chiar să vă gândiți serios să ieșiți dintr-un compromis. Da, vecinii mei iar fac gălăgie și e ora 12, deci nu ar avea voie să facă. Pare rău. Apoi avem magicianul, da? Este o zi în care tu ai foarte multe oportunități, ai toate resursele necesare la îndemână și de asemenea este o zi în care tu te apuci practic și acționezi. Iar unii scorpioni e ca și cum vă simțiți mințiți, vă simțiți trădați, da? E ca și cum e zgomotul ăsta la mine, cam așa e și la voi în viață și să spuneți, băi, gata, vreau liniște. Ultima carte, Regele de Cupe, este cartea ta. Se pare că vei alege cu sufletul. De asemenea, este o zi în care o persoană foarte apropiată inimii tale te-ar putea ajuta enorm de mult, iar unii scorpioni o să luați o hotărâre importantă pentru sufletelul vostru. Poate să fie și ceva legat de zona medicală, de zona aceasta de creativitate, de vindecare.
Zodia Săgetător. Dragi Săgetători, o zi destul de ciudată pentru voi. În sensul că, știți cum, de dimineață teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica. Da? Pentru unii pot apărea mici mari tensiuni legate de acte, legate de colegii de la muncă, legate de relația cu ceilalți și pentru alți Săgetători, sper că n-am zis Scorpion, nu știu, poate aveți treabă cu un Scorpion sau poate e bine să ascultați și de acolo, mai ales dacă aveți ascendent prin Săgetător. Pe de altă parte, undeva marți seara, e un moment în care ești foarte surprins de un mesaj pe care îl primești de la un vechi coleg, de la o rudă. Primești un apel telefonic, un mesaj, are loc o discuție acolo foarte surprinzătoare pentru tine. Da? E ceva la care nu te aștepți sau ceva ce n-ai gândit. Ți-ai făcut niște planuri și cineva, nu știu, nu se ține de cuvânt. Alții poate aveți niște chestiuni importante de făcut și sunteți puțin scoși din zona de confort. Că e ceva nou sau că e ceva ce nu vi se pare vouă ok. Hai să vedem, dragi Săgetători, ce faceți. Și avem 3 de cupe, regele de spade. O conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. E ca și cum planificați aici o petrecere, o întâlnire cu niște prieteni, vă revedeți cu niște persoane de la locul de muncă, se reiau niște discuții. Alții parcă aveți de rezolvat ceva important legat de o instituție publică. Pajul de monede, o zi cu studiu, da? O zi bună pentru studiu. O zi în care analizezi lucrurile, dar atenție, înveți ceva astăzi din punct de vedere practic. Și asta nu este neapărat ceva negativ. Da? Doar că pur și simplu, na, atunci când ai deja niște idei în cap, știi cum e teoria, când te apuci în practică, e puțin ciudat. Da? Nu puteți să-mi spuneți că nu. Da? Că una e teoria, alta e practică. Peste tot. Da? Una e să faci un curs și să spui gata, sunt nu știu ce personaj. Și alta e, dragi Săgetători, da, să punem și în practică. Cam așa și la voi. Deci poate asta vă scoate pe voi din zona de confort. Ultima carte, Cavalerul de Cupe, o invitație pe care o primești undeva sau poate tu adresezi o invitație unei persoane. Și de asemenea, poate să fie și o zi pentru tine în care faci un drum către un loc drag sufletului tău. Da? Meditezi, te relaxezi, te simți bine. Deci dacă ai ceva de făcut, să știi că lucrurile se rezolvă, însă fii atent, îți trebuie foarte multă organizare. Da, pisicile mele sunt energice, agitate, ați văzut, au treabă. Cam așa și voi. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, este o zi pentru voi așa de mare putere. În primul rând, o zi în care aveți chef de joacă. Da? Chiar de dimineață vedeți că fie este un moment pasional în relația cu partenerul, fie este ceva legat de un copil. Sunt niște discuții acolo interesante. Sau aveți de făcut niște drumuri, aveți ceva important, sunteți puțin stresați în legătură cu ceva anume, iar pentru unii sunt chestiuni, bineînțeles, legate de afaceri sau legate de niște datorii, da? Niște bani. Pentru alții sunt chestiuni legate de o bancă, de o instituție financiară. Și undeva marți seara este un moment în care ar fi bine să evitați speculațiile financiare, în primul rând. Da? Nu vă aruncați cu capul înainte în tot felul de lucruri și pentru alți Capricorn fie este un moment în care spuneți gata, merg să-mi cumpăr bluza respectivă, merg să-mi cumpăr bijuteria respectivă, asta pentru femei, nu știu, bărbați, nu știu ce vă cumpărați sau ce faceți voi, nu mă pricep, scrieți-mi în comentarii. Da? Poate să fie și un astfel de moment, spui marți seara gata, mă duc să-mi cumpăr chestia aia, pe dar tot stau și aștept aici și sunt cu gândul la chestia respectivă și gata, merg să-mi cumpăr, merg să fac. Pentru alții, așa cum spuneam, și marți seara, ori e un moment pasional în relația cu partenerul, ori e un moment de gelozie, de tensiune, de apreciere. Spui, bun, dar vreau să fiu apreciat, aici nu mă simt apreciat, mă duc dincolo, că dincolo mă apreciază. În relația cu un copil, la fel, pot fi tot felul de tensiuni. Iar pentru alți capricori, nu știu, vreți și voi să vă odihniți și ceva vă scoate din zona de confort.
E acel moment în care vrei și tu să dormi și îți sună telefonul și e cineva care doar are chef de vorbă și nu are nimic interesant de spus. Da, poate să fie și o zi în care aflați și un adevăr, să fiu sinceră, dar avem 6 de bâte, 3 de cupe, o bucurie, ceva se clarifică în mintea ta, în viața ta, o primă victorie, o petrecere la care mergi. 6 de bâte înseamnă și un moment în care... Nu știu, are loc un eveniment important în viața ta, azi vin persoane în vizită, mergi tu undeva. Luna, o conexiune cu zodia rac, zodia pești. E ca și cum ai o bucurie aici, doar că nu prea înțelegi cum stau lucrurile. Da? N-ai toate elementele necesare. Din acest motiv ți se cere să-ți asculți intuiția, să-ți asculți simțurile foarte puternic în această zi. Pentru că da, luna într-o astfel de poziție pentru tine și mai ales în quadratură cu Uranus poate să-ți dea și un moment de conștientizare, poate să-ți dea și o intuiție faină. Dar nu vezi lucrurile practic. Da? Ultima carte, pajul de spade, experimentezi ceva astăzi, nu știu, încerci o nouă rețetă, faci tu ceva nou. Pajul de spade poate să însemne și un moment în care te gândești să acționezi, da, într-un mod diferit. Ești foarte curios, studiezi ceva, pregătești ceva aici, tu faci tu ceva, te pregătești pentru ceva. Foarte interesant. E ca și cum ai parte de o resetare, ca să zic așa. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi... Este o zi în care, da, intrați în contact cu mulți oameni, doar că undeva, fie în noaptea de luni spre marți, fie și marți dimineață, se pot relua anumite discuții legate de bani, legate de viitorul, relației cu partenerul, legate de niște acte, de un eveniment important. Se întâmplă acolo niște lucruri. Chiar pot fi chestiuni legate de trecutul vostru. Și bineînțeles că undeva marți seara vedeți, dragi vărsători, că o să îi surprindeți pe toți prin reacția pe care o veți avea. Ca și cum sunteți puși din nou într-o situație în care ați mai fost și acum reacționați într-un mod diferit. Da? Poate chiar și contextul este ușor diferit, seamănă cu ce a fost odată, dar nu răsare, nu e același lucru. Poate să fie și pentru voi un moment de conștientizare, bineînțeles. Însă, pentru unii vărsători, atenție, da, cum reacționați marți seara, pentru că îi veți surprinde pe ceilalți, pur și simplu. Și avem 6 de bâte, regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Unii e ca și cum aflați că trebuie să vă mutați. Avem aici o victorie, o bucurie pentru tine. Apare o veste bună, se reia ceva anume. Regina de spade este cartea ta sau poți avea legătură și cu o altă zodie de aer, gemeni, balanță, dar tu aici îți clarifici ceva anume. Se ia o decizie importantă, te pregătești de ceva. Următoarea carte, 9 de spade, ultima carte, care vorbește despre stres, da? O activitate mentală intensă, ceva te trezește la realitate, ceva te deranjează. Cum e și la mine, cu toate că ar trebui să facă liniște în intervalul ăsta orar, că așa au spus și așa e și normal ce am înțeles, dar mă rog, nu mai complic. Te stresezi, da? În legătură cu un copil, cu o persoană mai tânără, în legătură cu niște activități noi pe care e nevoie să le faci. Zodia pești. Dragi peștișori, în primul rând, pentru voi este o zi în care v-aș recomanda odihnă, cel puțin în noaptea de luni spre marți, chiar e bine să vă odihniți. Pe de altă parte, nu știu, se reiau niște discuții cu niște rude, cu niște persoane din anturajul vostru. Pot fi chestiuni legate de un copil, de persoana iubită. Vă aduceți aminte că s-a întâmplat nu știu ce cândva. În prima parte a zilei de marți v-aș ruga să fiți atenți pe drumuri și să fiți atenți pe tot ce ține de comunicare. Și undeva marțiara e un moment în care mai aflați un adevăr sau aveți parte de o conștientizare. Poate vă revedeți cu o persoană din trecutul vostru, pentru alți pești poate să fie un moment în care aveți o discuție clarificatoare care vă surprinde, este adevărat,
vecinii vă surprind. O relație cu o rudă, pentru alții pot fi chestiuni legate de muncă, dacă discutăm de marți seara. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. Spânzuratul. Chiar ar fi important voi să vă luați puțin o pauză 11 martie, da? Și să nu vă implicați în tot felul de situații ciudate. Asul de cupe, spânzuratul, uite, e zodia ta, da? Spânzuratul e zodia ta în tarot, 2 de cupe, o veste bună privind un cuplu, privind o situație din viața ta. Încep să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, o nouă emoție pe care o ai. Cavalerul de bâte, multă pasiune, dragi pești, și este o zi în care vă aruncați așa cu capul înainte privind o situație anume sau unii intrați în contact cu o persoană mai aventurieră din fire, cuiva căruia îi place așa să se arunce cu capul înainte. Ultima carte, nebunul, o surpriză pe care o ai, o eliberare, ceva ce se întâmplă care nu este programat, atenție, deci nu este programat, un drum, o discuție, o schimbare, o mutare. E o discuție online, e un moment pasional așa care apare deodată, te întâlnești cu niște oameni dragi ție, stai de vorbă, râzi, glumești. Iar unii pești, bineînțeles că puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar aici v-aș recomanda să nu vă gândiți doar la dragoste. Poate să fie și o nouă cunoștință pe care vă faceți, poate să fie un nou prieten, depinde de fiecare. Dar pentru unii, bineînțeles că puteți să fiți surprinși într-un mod plăcut de către persoana iubită. Sau voi să surprindeți pe cineva. Cineva vă surprinde, nu știu, vă dă un like, reacționează la o postare, la o poveste, deci pot fi și chestiuni din acestea. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, sper că vocea a fost bună, sper că nu v-au deranjat mult vecinii mei, dar n-am ce să fac. Adică eu știam că intervalul ăsta nu lucrează, că na, mai sunt și oameni care vor să se odihnească pe aici prin bloc, sunt și mai în vârstă, da? Da, asta e viața. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă și nu uitați, odihniți-vă, nu luați lucrurile la modul personal și luați lucrurile ca atare. Da? Aia e, o să ni se arate un adevăr, o să conștientizăm ceva și mai departe, da, alegerile sunt fix legate de noi. Vă îmbrățișez cu drag, o zi superbă să aveți!